se întâmpla în 1996. De atunci și până astăzi, transportul public local a crescut cât să devină major cu acte. Acum 18 ani nu erau nici atât de multe semafoare și nici prea multe mașini. Și ce mașini? O utilitară din secolul trecut a pompierilor germani și-a făcut bătrânețile pe străzile Sucevei. Era exotică în mulțimea de Dacii 1300. Autobuzele și troleibuzele societății de transport local făceau cu greu față afluenței de călători. Așa șubrede cum erau, acestea transportau zilnic mii de călători. Troleibuzele, se știe, sunt mijloace de transport ecologice. E adevărat, dar asta nu poate fi o scuză pentru faptul că nu le spăla nimeni, niciodată, doar ploaia. La ce aglomerație urbană era, atmosfera poate fi caracterizată doar ca una de metropolă. Concluzia o trage fiecare, chiar și cârcotașii, care spun că nu s-a schimbat nimic și că mergem din rău în mai rău. Așa o fi.